Tradițională Glogoni, pe data de 21-22 septembrie, are loc manifestarea Zilele Românilor din Glogoni. Nici bucuroși avem oaspeți din Deta, din Opșa, de la Ancăit, care au spus că o să vină. Mai avem niște oaspeți care așteptăm să ni se anunță, așa că sperăm că o să fie o manifestare tare faină. Am avut an la vreo 200 de participanți, sperăm că și anul ăsta o să fie tot atâta. Membrii Societății Culturale Artistice Veselia fac ultimele pregătiri pentru desfășurarea evenimentului, care contribuie la păstrarea identității culturale a puținilor români care mai trăiesc în acest sat. Avem 20 de copii la dans, avem 8 membri la folclor, ne trugim să vigem, să ținem tradiția, să păstrăm portul nostru, graiul nostru. În 21 septembrie o să fie expoziția de fotografii vechi, o să fie și mâncările noastre, pășincile noastre de la babie, de la moș, de la strămoș, opinii, toți o să fie cum au fost cândva îmbrăcați, așa că sperăm că o să fie o manifestare tare bună și că asta o să fie vremea bună, să avem vreme să putem afară să facem manifestarea, că se întâmplă altă dată când e vremea moră înăuntru, dar totdeauna ne acomodăm cum o fi vremea. Anul acesta, manifestarea este la cea de-a 8-a ediție. Gazdele se vor strădui să întâmpine cu multă căldură toți participanții.